Dacă viața e simplă, pentru că ajunge să știm să răspundem la trei întrebări, și business e și mai simplu, pentru că ajunge să răspundem la două întrebări, când e vorba de comunicarea interpersonală, lucrurile sunt chiar elementare, pentru că ajunge să răspundem la o singură întrebare. Hai să vedem care este. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că pentru a atinge o performanță de top, desigur ai nevoie să comunici cu ceilalți, de asta vorbim acum. Ziceam, comunicarea este un alt domeniu în care sunt mii de cărți, mii de cursuri, mii de seminari, mii de articole, etc., etc., etc. Dar, din nou, lucrurile devin incredibil de simple dacă ținem cont de una dintre legile lui Vaslavic despre comunicare, care spune che semnificația comunicării este în răspunsul comportamental pe care l-obține. Adică, independent de ce eu am pe cap, de ce am vrut să spun, care era intenția mea, tot ce contează este cum este comportamentul pe care îl provoc. Asta este ceva pe care lumea nu prea înțelege. Cea mai mare parte dintre noi comunică, vorbește doar pentru a se manifesta punctul de vedere, pentru a se descarca nervii, pentru a exprima o părere, dar nu se întreabă în niciun moment ce vrea să obține, care este rezultatul. Pentru că în momentul în care eu nu știu ce rezultat vreau să obțin, nu pot să am nici o comunicare. Eu nu vreau acum să deschid, pentru că deja am vorbit în trecut despre conceptul de comunicare, cum a pune ceva în comun. Adică eu înșaruiesc anumite gânduri, anumite păreri, mă exprim, e foarte ok. Și, cum am spus, comunicare vine din latina cum munus, adică aduce un cadou. Deci eu în timp ce comunică dau un cadou. Dar oricum ajungem la partea comportamentală. În momentul în care eu comunic cu cineva, vreau să obțin un rezultat. Și atenție, obțin mereu un rezultat. Chiar lipsa totală de răspuns este un comportament. Tot cum spune alta lege a lui Vaslavic, nu poți să nu comunici, pentru că ori în momentul în care tu comunici ceva, mediul oricum răspunde și lipsa totală de răspuns este oricum un răspuns prețios. La un moment dat, dacă eu fac o campanie publicitară și nu obțin niciun rezultat, și asta este un răspuns prețios, pentru că mi dă informația că campania a fost greșită, deci trebuie să schimb un felul de a comunica cu clienți. Deci, în momentul în care eu vreau să comunic ceva, întrebarea una singură care răspunde la toate este ce vreau să obțin din acest mesaj. Mai bine zis, cum vreau să se comporte omul în momentul în care aude mesajul meu. Apoi, evident, intră în joc toată teoria comunicării cu cel care trimite, cu care primește mesajul, canalul, zgomotul, etc. Toată povestea asta o știm. E teoria banală a comunicării. Dar esența este cum, ce comportament vreau să obțin. Și aici, evident, poate vreau să împing un om să colaboreze cu mine, să mi dea bani, să facă o anumită acțiune. Aici, evident, intră în joc tot conceptul de leadership. Cea mai mare parte a oamenilor, tocmai, habar nu are de comunicare, pentru că nu face decât să exprimă ceva, fără să se întrebe un moment care este rezultatul pe care îl vreau să obțin. Și, bineînțeles, ca de fiecare dată, nu te fixezi un obiectiv, apoi obții ceva că nu este ceea care
oarecum aveai în minte și te plingi în permanență că nu ești înțeles. Și, evident, asta este o altă lege a comunicării tot a lui Vaslavice, fiecare răspunde pentru rezultatele pe care le obține. A arunca vina pe cel care primește mesajul și nu face ce vrem noi, evident, este complet greșit. Dacă noi nu obținem ce vrem, presupunem că l-am hotărât în avans, e răspunderea noastră să schimbăm mesajul în așa fel să obținem ce comportamentul dorit. Deci, din nou, lucrurile sunt, când e vorba de comunicare, incredibil de simple. Întrebarea este una. Ce comportament vreau să obțin de la persoana cu care comunic? Incredibil de simplu. Dar, din nou, uneori incredibil de greu. O zi bună în continuare!